salut pentru că zboară albina. Ia uitați, chiar și la ăștia de afară zboară. Aș deschide și un stup de afară să vedem ce puiet a băgat el acum la sfârșit de februarie. Să deschid unul mai bunicel. Uite, asta e o regină făcută de mine, 2021. Nu are rost să deschid unul în 3 rame, deschidem unul mai bun, nu? Că dacă deschid în 3 rame, o avea și la puie, da? Ce rost are. Deschidem unul mai bunicel, nu? Ia să vedem, bă, tata. Ce ai făcut tu aici? De când îți dau eu turt? De când am eu grijă de tine? Ai făcut și tu ceva? În aia pe camion am 20-25 de decimetri. Hai că și eu sunt curios. Știu că și voi sunteți, că mai mi-a scris. Sunteți curioși. Hai să vedem. Uite așa. Turtiță ți-am dat mereu. Hai. Uite, am venit și cu fumul. Ca să știți că sunt eu aici. Avea și el o ramă după diafragmă. Camera e pusă bine. Hai să o dăm mai în sus ca să vadă rama. Rama de după diafragmă, ce credeți? E plină de albine? Ia uite, 3 albine. Aici, 10 albine. Hai mă, că-s mai mult. Deci are și el o ramă aici. Hai să vedem ce puiețel are. Frumușelule, ia să văd de ăsta. Ai mâncat două turte până acum. Ia să văd ce ai făcut tu. Ia să văd ce ai făcut tu până acum. Toată luna februarie ți-am dat să mănânci. Prima nu mai scoate, logică, este cu miere. Ehei, frumusețe. Se vede acolo? Uite, până aici puieți. Roata așa, bătut, la rând, așa frumos. Pe partea asta. Băgăm repede aici că e cam frig afară. Cam frig, vreo 11 grade sunt. Așa. Deci ați văzut puiețelul acolo? Auto și aici. Are și larvar mai jos, tot așa. Uite așa până aici. Deci două rame. Hai, mai ai și pe a treia? Ia să vedem. Ia, ce ai tu aici? E, larvar toată. Deci tot așa, porțiunea asta așa, să zic vreo 4 decimetri. 4 ori 3, 12. 12 decimetri de-abia. Iar aia pe camion au dublu. Au 24, 25. Deci asta mă ajută pe mine camionul. Am dublat puietul. Ultima n-am mai scos, e cu miere. Rama de după diafragmă, uite așa. Și gata. Mai punem turta la loc. Deci ați văzut puietul. Cam 12 decimetri. Nu vrei să pleci? Hai. Gata, nu mai deschid afară că n-are rost, e destul de frig. Când mi se umple rama asta de albină de aici, după diafragmă, atunci știu că i-a eclozat din puiet. Și pot să-i o bag și pe aia în cuib. Deocamdată asta așa. Uite cam asta.
deci nu are rost să mai deschid. Și mai deschidem unul. Nu e, mă, asta e puietul lui, mai mult nu are. Da, să-l deschidem și pe următorul. Dar n-am ce să văd, că are 10 decimetri, că are 15. Asta e puietul care îl are acum, la sfârșit de februarie. Uite, ăsta are 4 rame. Da. Hai să vedem pe ăsta cu 4. Și atât, nu mai deschid. Nu mai deschid, că la mine normal ar trebui să deschid când se umple rama asta. Și după diafragma de aici. Da, mâncat, mănâncă, turcă. Bine. Ia să vedem. Mergem asta, că merge. Bun. Rama de după diafragmă. Are și a 10 albine aici, uite cât are. Deci trebuie să se umple rama asta, când se umple asta de albine, atunci, tată, deocamdată, îl lăsăm așa. Ia să vedem. Uite, ăsta n-a fost deschis în octombrie. Deci prima ramă lângă diafragmă. Este albinuța aici. Puiet nu este pe asta. Asta două din centru o să fie puiet, atât. Uite ce frumos. Ai eclozat din centru și pun aici, e, uite. Uite-l, 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 uite-l. Asta e puiet afară, deci ăsta are vreo 5 decimetri. Ia să vedem și aici. Ia uite, și asta la fel. Tot vreo 5, uite, până aici e larvar și uite luat așa. Uite pe aici. 5 cu 5, 10. Deci clar, exact la jumătate sunt. Aia pe camion au câte 20-25 de decimetri. Exact la jumătate. Nu mai deschis tub de afară deloc, că nu mai am de ce. Până nu se umple rama asta de albină, degeaba mai deschis. Pentru că am umblat aici, îi pun altă turtă. Ia să duc eu.
Uite așa. Deci am deschis 2. Ați văzut puietul, aproximativ 10-12 decimetri. Gata, mai vreți să deschid? Nu mai deschid, mă. Va ajunge. Nu mai deschid, că nu are rost. Am deschis doar așa că m-a provocat și tot am avut multe comentarii că deschide-ne de afară, deschide-ne. N-avea ce să vedem. Eu știam că cam ăsta-i puietul. N-avea ce să fie mai... Ia uite ce frumos au pornit ele. Frumușelelor, v-ați pornit la zbor, mamă! Ia! Ia să vedem, ce faceți voi aici? Aveți cules? Ia uitați-vă la sfârșit de februarie. Frumos? Ia uitați-vă aici. Hei! Ia să vedem și sus. Bun, cam atât. Sănătate și numai bine.